Sunt informațiile momentului, doamnelor și domnilor. Vedeți și imagini de ultima oră. Un jaf cu cagule într-un bar s-a întâmplat. Hoții au furat zeci de mii de lei de acolo și, așa cum puteți vedea, capul fața acestora era acoperită de cagule. Marian Jinga vine însă cu mai multe detalii și informații. Te ascultăm. Da, bun găsit, Cristina. Vorbim despre trei bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 31 de ani din județele Gorj și Caraș-Severin, care au intrat într-o firmă din comuna Calopăr, acolo unde l-au sechestrat pe angajatul firmei respective și au furat aproximativ 20.000 de lei, reprezentând încasările, precum și băuturi alcoolice și pachete cu țigări de aproximativ 8.000 de lei. Asta scrie în raportul poliției cu privire la acest incident. Vorbim așadar despre un jaf, despre o tâlhărie, dar și despre o lipsire de libertate. Spuneam, sunt acești bărbați implicați în acest eveniment, dar având în vedere că au urmat cercetări și percheziții la cei implicați, s-a dovedit că toți au fost ajutați de o femeie care știa mersul lucrurilor, cum se spune acolo, și i-a ajutat să meargă la fond. Așadar, toți au fost reținuți de polițiști și vor fi prezentați judecătorii din Segarcea pentru arestare preventivă.